Dorel Chiar că sunt reprezentantul vânzării a companiei Mexi Group din Oradea. Mexi Group este o firmă înființată de aproape 15 ani cu obiectivul principal de a produce structuri metalice inovatoare. În decursul acestor ani, tot timpul ne-am dorit să dezvoltăm și să îmbunătățim sistemele constructive, astfel încât să acoperim o gamă foarte largă de sisteme pe care le putem folosi în toate domeniile de construcții. Clădiri rezidențiale, industriale, birouri, agrozootehnice, tehnice, hale și uh, suport pentru panouri fotovoltaice, parcuri fotovoltaice. Pentru a aduce o clădire în uh, NZEP sau Passive House uh, este foarte importantă proiectarea. Pe parcursul acestor ani, uh, am reușit să avem o echipă de proiectanți ingineri uh, și colaborăm cu foarte mulți arhitecți uh, din toată țara, cu care îmbunătățim uh, periodic uh, sistemele constructive, adică stratificația materialelor. Încercăm să simplificăm și să dăm detalii corecte în ceea ce înseamnă folosirea materialelor, stratificația și ordinea acestora de punere în operă, astfel încât în șantier să fie cât mai simplu, cât mai bine detaliat și uh, vizibil să nu avem uh, greșeli în execuție, că în șantier tot timpul se întâmplă uh, greșeli și încercăm să evităm aceste probleme. Bună ziua, Richard Băim, mă numesc, sunt inginer proiectant în cadrul firmei Mexi, sunt șeful departamentului de proiectare. Proiectez structuri la case, hale industriale, ale comerciale, spații de birouri și, și pentru parcuri fotovoltaice, atât carporturi cât și structuri. Bătute în sol. Există în România o percepție eronată în ceea ce privește durabilitatea cât și rezistența acestor structuri. Mitul cel mai des uh, întâlnit, și ca și întrebare sau o temere a beneficiarilor de metal, ar fi legat de fulgere. Ceea ce e rezolvabil foarte ușor cu împământare îndepărtată a structurii. Celălalt mit. Sau o întrebare care o primesc eu ca inginer proiectant de structuri, ar fi legat de rezistența la cutremure. Structurile noastre și sistemele noastre dezvoltate pot să confere rezistență sporită la cutremure, datorită greutății reduse a structurii și a proprietăților elastice a acestuia. Aici am prezentat și am pregătit două sisteme pentru case eficiente energetice care se încadrează în certificate și și cerințele NZB. Sunt două sisteme diferite, una este termoizolată cu vată bazaltică pe exterior, vată bazaltică de fațade de contact da? și vată bazaltică și în interior între profilele de 150 de mm. Aici am făcut și facem de fiecare dată o structură secundară, da? am gândit-o cu profile omega astfel încât să nu perforăm bariera de vapori. Venim aici frumos cu toată instalația electrică sanitară, și nu perforăm bariera de vapori. În continuare, montajul uh, tâmplăriei, avem bandă precomprimată, bineînțeles, scociurile de etanșare, partea de uh, izolație între beton și interiorul casei. Folosim 15 cm de polistiren extrudat, bariera de vapor și încălzirea în pardoseală într-o șapă semiuscată. Avem un alt sistem. Tot așa se încadrează în, în cerințele NZ, dar aici am gândit cu termoizolația scoasă doar pe exterior și bariera de vapori în exterior avem golul de instalații sanitare termice. La fel aici nu se găurește bariera de vapori. Montajul tâmplăriei aici este în precadre trioterm cu bandă precomprimată. Iar prinderea și izolația la fundație este identică cu. Sistemul prezentat anterior. Acesta este un acoperiș, un detaliu pentru o casă cu acoperiș tip terasă. Aici tot am făcut-o ca și peretele prezentat a doua oară, cu termoizolația pe exterior. Venim și urcăm și cu termoizolația sus pe atic, astfel încât pe aici să nu fie pierderi de căldură. Avem un polistiren de 25 de cm, iar aici, în funcție de mem membrana hidroizolatoare aleasă, putem să punem ori șapă de pantă. În cazul în care se folosește membrană bituminoasă pentru lipirea uh, la cald sau uh, putem să punem polistiren de pantă dacă se folosește EPDM sau uh, alte tipuri de materiale, uh, goluri de instalații și practic uh, avem un coeficient foarte, foarte bun, valoarea U este este foarte ok.